Începând cu ora 19 aseară, umbra de lumină a poposit timp de o oră pe esplanada Teatrului Tudor Vianu. Zeci de persoane, unele însoțite de copii, au venit cu multe emoții în suflet la comemorarea bebelușilor și copiilor prea devreme plecați de lângă părinți și din lumea noastră. Este pentru al treilea an consecutiv când organizăm și în orașul nostru Valul de Lumină. Poartă această denumire deoarece la ora 19 locală a fiecărei țări se aprind candele în memoria copiilor care au plecat mult prea devreme dintre noi și această acțiune se desfășoară este o acțiune internațională și datorită diferenței de fus orar, lumina face în conjurul globului pământesc, creându-se astfel un val de lumină. Printre cei prezenți, la Ziua Internațională a Comemorării Bebelușilor și a Copiilor, se aflau aseară la evenimentul organizat în Giurgiu, bunicii lui Andrei, copil răpus de un cancer în urmă cu 3 luni. De curând avem și un îngeraș printre îngerași și nepoțelul nostru care pe 12 iulie a plecat la înger, cum spunea el, la Doamne, Doamne. E foarte greu de trecut peste situație și din cauza asta. E greu. E greu să fim și aici. E greu să fim și la el, la mormânt. Pentru că în viață nu noi alegem cum și când plecăm sau ne despărțim de cei dragi, fiecare dintre noi putem fi loviți de necaz. Este și cazul deputatului PPDD de Giurgiu, Liliana Cioban. Și eu sunt unul dintre părinții care a trimis la cer un suflet. Sentimentul este de durere, de apăsare pe suflet. E greu de spus în cuvânt. Dar poate cea mai cutremurătoare ipostază în care s-ar fi putut afla un participant la evenimentul de aseară a fost cea a unei mămici ce și-a pierdut bebelușul în urmă cu numai o săptămână. E un lucru de apreciat că se face așa ceva pentru cine are bebeluș mort. Iertați-mă indiscreția, sunteți în asemenea caz? Da, mi-a murit copilul săptămâna trecută. Condoleanțe. La manifestarea de aseară, derulată pe bază de voluntariat și sub egida organizației non-guvernamentale EMA, Eternul Miracol Materna Alinare, a participat și o delegație giurgiuveană a Partidului Social Democrat în frunte cu deputatul Florian Nicolae. Membrii acesteia au explicat cu ce sentimente s-au prezentat la întâlnirea prilejuită de Ziua Internațională a Comemorării Bebelușilor. Cu sentimente de pioșenie, smerenie și gânduri pentru cei care au trecut la Orientul Etern. În această seară, în acest moment solemn, alături de giurgiuveni, păstrez un moment de reculegere. Eu personal îmi arăt compasiunea față de toți cei care au pierdut copii și bebeluși și suntem alături de toți. Voluntarele giurgiuvene, Mariana Perijoc, Mariana Mitroi și Lăcrămioara Sitaru, organizatoarele evenimentului la Giurgiu, s-au declarat mulțumite de modul la care concitadinii noștri au răspuns la eveniment și au mulțumit polițiștilor locali și jandarmilor prezenți la manifestarea, desfășurată fără evenimente nedorite.